Lăudat să fie Domnul! Ar vrea să vă spun să nu ne fie greu să spunem lăudat să fie Domnul. Să nu ne fie greu să ne deschidem inima. Observați un cântăreț, dă cei mai buni din el. Și noi parcă așa stăm și nu putem spune amin. Să-l încurajăm, să spunem așa-i Doamne. Predicatorul stă acasă, postește, se roagă, vine aici se roagă într-una, are o cheamă. Că cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie însoțit de putere. Și este însoțit de putere. Să fie numele Domnului. Aș vrea în seara aceasta să știi. Domnul l-a cunoscut pe el dacă era fățat. Dar nu i-a zis până la vremea împlinirii. Nu i-a spus. Și a spus în seara aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire. Pentru că unul dintre voi mă va vinde. Și el și-a asumat în seara aceea. A spus, nu sunt eu? Și Domnul ce i-a zis? Tu ești. Tu ești cel ce vrei să faci lucrul ăsta. Dar Domnul Iisus putea să-l implore, să-i spună, mă omule, nu te du! Nu te du, nu fă lucrul ăsta! Cum vrem noi să-i băgăm pe unii în Împărăția lui Dumnezeu forțat. Nu poți să bagi pe nimeni forțat în Împărăția lui Dumnezeu dacă El nu-i lepădat de sine. Să-și iei crucea în fiecare zi și să-L urmeze pe Domnul. Să fie dezbrăcat de eu Lui. Să fie dezbrăcat de orgolul Lui. Să fie dezbrăcat de patimile Lui, dacă vreți. Și să fie îmbrăcat cu Hristos. Domnul lasă o parolă în Scriptură. Știți care e? Știu că știți. Dar poate în seara aceasta nu v-ați gândit la ea. Spune orice Duh care nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, nu este? Nu este de la Dumnezeu. Și noi am început să predicăm, fraților, nu-i neapărat să spui asta. De ce e scris în Biblia asta? De ce? Că nu-i neapărat ca noi să spunem lucrul acesta? Fiecare vas din partea lui Dumnezeu care are confirmare și cuvânt trebuie să-L mărturisească pe Iisus Hristos ca Domn. Nu mecanic! Să vină de la Duhul Sfânt! Și când vine de la Duhul Sfânt, biserica simte! Pentru că Apostolul Pavel spune când prorociți să simți o putere în plus! Ca cel care intră în adunarea voastră să cadă cu fața la pământ, să recunoască pe Dumnezeu și să spună Dumnezeu e aici. Amin. Noi auzim prorocii cam în felul acesta. Așa vorbește Domnul. Cineva de aici din adunare are durere edificată. Poate 10 cu durere edificată. Dar aș vrea să mă înțelegi. Dumnezeu spune, tu ești bolnav. Ai nevoie să fii vindecat. Și tu spui, da. De unde știe boala mea? Dumnezeu cunoaște tot. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Și Domnul mi-a deschis ochii ca să pot să văd. Slăviți să fie în numele Domnului. Slăviți să fie în numele Domnului. Eliberă la gădosa la viață. Care n-are cap pe toți leulante. Eu vreau hanăgea-dover. Iisus Hristos este Domnul. Că Domnul face unitate în inimile noastre. Că noi să acceptăm cuvântul Lui. Așa cum este scris. Dați și amin. Feragadosenavie. Dacă prorocul trebuie să mărturisească că Iisus Hristos a venit în trup. Pune o întrebare în seara aceasta. Evanghelistul trebuie să aibă și el o parolă? Trebuie sau nu? Păi trebuie să aibă. Trebuie să aibă parola cu el, pentru că altfel biserica nu-l acceptă. În momentul când ai parola din partea lui Dumnezeu și l-ai mărturisit pe Iisus Hristos ca Domn, înseamnă că cuvântul care vine prin gura ta e de la Dumnezeu. Este Abraham Agadrasana. Iisus Hristos
Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. E o mână albă care se întinde aici. Și seara aceasta să rugăm pe Domnul că această mâine să lase balsam de vindecare pentru fiecare suflet. Să despovorească, să rupă legile rogății afară de lege și Duhul Sfânt să lucreze. Inalabil să mai spune parola sau trebuie. E necesară. Pentru că Domnul Iisus spune, mulți s-au ridicat între voi. Și noi trebuie să-i cunoaștem. După ce îi cunoaște? După purtare, după umblare. Dar dacă nu l-ai văzut niciodată, după ce îl cunoști? Trebuie să aibă parola cu el. Dacă nu are parola cu el, nu l-accepta. Noi vrem în Împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus nu i-a zis nimic la Iuda. Putea să-i spună, auzi, tu ești fățarnicul. Stai liniștit. Domnul, dacă spunea un cuvânt, Iuda pica jos și murea. Dar Domnul n-a spus lucrul acesta. Și-a dovedit că are putere. Și nu avea un înger la dispoziție. Avea 12 legiuni. Putea cum au zis în grădina Ghețiman când s-a dus să-l prinde și Iuda l-a sărutat. Putea! Dar Domnul Iisus n-a făcut lucrul acela. Nu era vremea să facă așa ceva. Că dacă Domnul învăța, se răzbuna. Și noi nu știam altceva decât să ne răzbunăm. Observați cum vorbește Domnul când Petru îi se face milă de Domnul. Și zice, auzi? Învățătorule, coboară foc din cer. Și Domnul ce-i spune? Înapoi a mea să taudă. Adică Domnul nu vorbea cu Petru, cu Duhul care vorbea prin gura lui. Nu-l poți să apăra pe Dumnezeu. Dumnezeu se apără singur. Nu poți tu să adosi la Biblie niciun cuvânt. Că Dumnezeu îți va aduga urgie. Nu poți să scoți de aici. Că nu-i nevoie parola. Era un semn. Și Iisus când s-a născut, a lăsat un semn Tatăl pentru el. A lăsat? Știți care era semnul? Bine, scau, steau. Nu. Este învăluit în ce? În scutece. Unde era pus? Dacă vă uitați în Scriptură, zice că era în casă, nu mai era în grajd. Dar zice că era în iesle pus unde? În scutece, învălit în scutece. Ăsta era semnul. Că în seara aia s-au mai născut și alți copii. Dar nu locul unde s-a născut Iisus. Nu locul acela. Și Dumnezeu lasă o mărturie. Trimite îngerul noaptea la Iosif. Era prima mărturie. Să-l accepte. Să o accepte pe Maria și pe Iisus. Trimite la Maria îngerul să accepte întruparea lui Iisus Hristos în trupul ei. Și femeia se speria. Dar accepta. Vă rog să vă gândiți ce oameni neprihănit și ce om neprihănit era Iosif. Să o accepte însărcinată pe Maria. Și el a acceptat-o. Fac o legătură între Lot și fetele lui. Știa Lot că fetele lui erau fecioare. De unde știm noi lucrul ăsta? Din Biblie. El a spus lucrul ăsta. Luați fetele mele, uite, ele sunt fecioare. Și împreunați-vă cu ele. Dar nu vă atingeți de oamenii aceștia. Nu vă atingeți de ei. Și n-au înțeles. Și îngerul l-a îmbrâncit. Și-a zis, lasă-mă cu mine. Eu stăpânul și-a lăsit. Eu lovit cu ordine. Și-i tăți căuta ușa și nu-l mai găsit. La vremea împlinirii, spune Evanghelia după Luca, când Domnul Iisus era în sinagogă, spune, astăzi s-a împlinit cuvântul și
Și era vorba despre Iisus Hristos ca Fiul de Dumnezeu și ca Mesia. Și eu zic, cum? Nu știu doar cine este El. Păi cunoaștem. Băiatul lui Iosif, al lui Maria, a ieșit Iisus din sinagogă și ei unde l-au îndrumat să se ducă? Unde? Spre marginea strâncii. Ce aveau de gând să facă pe ei? Să arunce! Și acel înger care a fost în Sodoma îi lovește cu orbire și se face nevăzut dintre ei. Pleacă! Nu era vremea Iisus să fie omorât! Nu era vremea Iisus să fie aruncat de pe stâncă! Moartea în felul acesta era lui Iuda, care s-a legat de picioare, s-a legat de un copac, s-a urcat în el și și-a dat drumul în cap. Și i-a crăpat burta. Aș vrea să mă înțelegi în seara aceasta, fraților și surori. Dumnezeu vrea mai mult de la noi. Nu ne-am rugat în seara aceasta pentru Ucraina. La noi e pace. Vă rog să nu uitați lucrul ăsta. Acolo sunt frații noștri. Noi acum trăim, mâncăm bine, avem de toate, mesele pline. Ăia mor pe stradă, sunt frații noștri. Am un frate, un presbiter de-al nostru, plecat acum în Ucraina. S-a dus cu câteva mașini de ajutoare. S-a dus în Ucraina, fratele Alin. Și m-a sunat aseară. M-a trimis mesaj pe telefon. Și a spus, frate Tiber, aici e foarte greu să-i găsim pe acei oameni. S-a dus la azilul de bătrâni, că nu mai are nimeni timp acolo să se gândească la bătrâni. S-a dus la case de copii, unde copiii sunt lăsați și n-au mâncare. Și a spus, e foarte greu. Oamenii mor. Ăștia bombardează într-una. Noi avem pace. Fraților, nu știm cât. Nu știm cât. Așa cum n-am știut nimic nici despre COVID. Și nu m-au venit peste noi. Și au lăsat atâta durere în urmă. Și atâta suferință. Case care au plâns. Eram în spital 11 zile. Și mă rugam înaintea lui Dumnezeu. Și am zis, Doamne, eu n-aș vrea să plec acum de aici, că mai am multe de făcut. Și tot așa m-ai promis. Ăștia nu mai dau șanse. Prietenul și fratele nostru din Pâncota, de lângă mine, a venit doctorița, l-a luat și l-a dus. A zis ăla către mine, o zis, frate Tiberiu, fratele Iorgi, o zis, dacă nu ne mai vedem aici în împărăția Domnului, zic, nu spune așa. Și a doua zi a venit doctorița și a zis, domnul Muscar, colegul dumneavoastră s-a dus. I-a făcut groapa pe escavatorul și l-a băgat acolo, fără slujbă. Fraților, timpul care îl trăim în seara aceasta e un timp prielnic pentru noi să ne pregătim pentru venirea Domnului Iisus. Nu zice Domnul să nu-ți faci. Fă-ți. Dar nu-ți lega inima. Nu-ți lega. Nu toate lucrurile să se sfârșească numai la bani. Nu toate lucrurile. Și ce mi-a zis Domnul? O zis, tu când te duci să spui cuvântul acesta? Și în seara asta eu vreau să-l spun, că nu vreau să stau la pat. Și nu știu pentru cine e. O zis, tu să-l spui, pocăința nu e o afacere. O zis, unii din pocăință au făcut o afacere. Tu să le spui lucrul acesta. Și astăzi m-am gândit la Iuda, care umbla în fățărnicie. M-am gândit la Iuda și Domnul niciodată nu i-a zis nimic. Poate tu ești aici și ai un interes oarecare și Domnul nu ți-a spus nimic despre asta. Înțelege bine lucrul acesta. Dumnezeu e suveran. El cunoaște și simțirea și gândirea. El și mâna Lui suntem fiecare modelați. Dumnezeu e atât de bun. Nu i-a zis nimic la Iuda. Dar ultima seară, joi seara, i-a spus, tu ești el.
N-aș ierta să zică Domnul, Tu ești. Așteaptă îndurarea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, de multe ori auzim predici că Iuda nu s-a căit. Am înțeles în seara aceasta și m-am uitat în cuvânt, am văzut că Iuda s-a căit. Dar știți ce a greșit el în căința lui? El a greșit până la viață mai era. Trebuia să ducă la Iisus, nu la preoți. Să-i spună, El sunt vinovat. El sunt. Așa cum ai zis tu. Joi seara, eu sunt vinovat. Uite că sunt plinit. Acum iartă-mă și pe mine. Arunc banii așa. Iuda nu era interesat de bani, să știți. El avea alt interes. Nu credea că Iisus va fi omorât. El nu credea lucrul ăsta. El vrea să scape de sub puterea romanilor. Și izraeliții să fie eliberat. Că știa că Iisus era un om puternic în cuvinte și în fapte. Nu era gândul lui la bani, 30 de argint. El avea scop. Era ca o iscodă lângă Iisus. Pregătea. În spatele lui erau alții care așteptau să facă o revoltă. Domnul Iisus nu i-a spus nimic. El, când a văzut că l-au arestat și l-au omorât pe Iisus și când l-au chinuit, el a început să căiască. Și observați, când merge la preot, ce le spune? Am vândut. Sângele vinovat. Recunoaște că Iisus Hristos nu era vinovat. Iisus Hristos este Domnul. Slăviți să fie numele Domnului. Era nevinovat! Și el trebuia să ducă la Iisus, nu la preot. Așa pocăiți se duc la vrăjitori și nu mai cred în lucrarea Duhului Sfânt. Se duc la vrăjitori. Spune frate, Tânia Lugana, nu s-a întâmplat nimic. Au venit pastorii să ruga. Ia pruncul meu, nu se mai însoară de 20 de ani. Și ce vrei? Să-l însori tu? Însoară! Dar înțelegi un lucru. Nu te du la vrăjitori. Ei nu sunt pentru tine. Când te duci la alții bornici, ai spurcat și țara. Îl faci pe Dumnezeu gelos. Și spune că Dumnezeu, știți, în Vechiul Testament spune despre apa geloziei. Să știi, Dumnezeu, mă rog în seara aceasta, Duhul Sfânt, să ne vorbească în continuare. Și-ți convins că Domnul ne vorbește. Eu mă limitez la cuvintele acestea. Vă doresc să rămână Iisus în inimile dumneavoastră. Toată viața cât veți trăi. Și cei care aveți o îndoială despre voi înșivă, că l-ați pierdut pe Iisus, vreau să spun, în seara aceasta poți să-L găsești pe Iisus. Nu tu l-ai găsit pe El. El te-a ales pe tine. El, tu oricât l-ai căuta, nu poți dacă El nu ți se descoperă. El. Câtă vreme să mai spune astăzi. Astăzi, dacă auzi cuvântul Domnului, nu ți-l pietri. Și întoarce-te la Dumnezeu. Amin.